sunt fericit că Aiden White și Mark Gruber sunt aici, pentru că în bătălia pe care am dus-o în Parlamentul European, în fața obstrucțiilor explicite, manifeste, agresive ale unor structuri ale statului român, am avut sprijinul necondiționat, remarcabil, al Federației Internaționale a Jurnaliștilor, al lui Aiden White, al lui Mark Gruber. Mark și Aiden au fost în sală la Aiden n-a putut să vină o publicație cu furtuna în Europa, trenul, dar Mark a venit și a vorbit în numele dumneavoastră, în numele petiției dumneavoastră, ca să apere acest drept fundamental. De ce această strategie de apărare națională este inacceptabilă din perspectivă europeană? În contrast cu legea ungară, știți că autorul, am văzut la profesorul Pecican într-un editorial din România Liberă, autorul acestei legi este născut în România, Peter Haltai, și că ar fi fost colaborator al securității române. Semn că securitatea română destabilizează lucrurile și în alte țări, nu numai în România. Dar dincolo de gluma tristă, legea, strategia de apărare din România este în egală măsură lașă și perversă. Ungurii au avut aroganța, agresivitatea de a spune pe față. Asta vrem și au pus acolo aberații care derivă din patternul nazisto-hortisto-comunist timpuriu. Legea română, mecanismul românesc e mult mai laș și mai perfid. Întâi, nu spune nimic concret. Spune. Și aici, ca să citez din susținătorii, din ideologii acestei monstruozități, nu spune că vrea să condamne niciun jurnalist, nu spune că vrea să închidă pe vreunii, să închidă presă, dar ce face ea? Permite pe calea securității naționale să deschidă accesul instituțional, legal, al structurilor de forță ale statului român împotriva jurnaliștilor. Asta înseamnă că, în logica aceasta, serviciile secrete pot face interceptări, pot face verificări de informații, pot face interogări în numele securității naționale, vă pot obliga să vă prezentați sursele. Și vă spun cu oarecare grad de mândrie. După ce petiția a fost închisă printr-o manevră jenantă a PDL-ului în Parlamentul European, consilierul Lăzărescu m-a declarat ritos inamicul României. Poema națională n-are nicio legătură cu libertatea de exprimare. Ce s-a întâmplat atunci la Parlament, după ce petiția a fost prezentată? Printr-o manevră fără precedent în istoria Parlamentului European, 10 membri ai grupului Partidului Popular European, toți europarlamentari români, au venit în sală și au schimbat raportul de forță. Erau, PPE-ul are dreptul la 12 oameni în Comisia de Petiții. I-au venit 16, dintre care 10 români. Sigur, Parlamentul European nu s-a gândit niciodată că se poate intra cu șperaclul, că se poate aplica logica Roberta Anastase la procedurile Parlamentului. Și profitând și de prezența unei președinte din Italia, și acolo libertatea presei e la ea acasă, vă spune domnul Berlusconi, care știe ce spune, s-a hotărât închiderea petiției. După care patru grupuri, și am avut onoarea să fiu în această bătălie, cu Adina Văleanu, eu sunt coordonatorul socialiștilor, Adina Văleanu este coordonatorul ALDE, cu coordonatoarea verzilor Margaret Aucken și coordonatoarea GUE de Brun, Barbara de Brun. Am făcut o solicitare oficială, imediat, către conferința președinților, liderii grupurilor din Parlamentul European, în care am menționat violarea a trei reguli. Erau violate explicit. Sigur, după logica unui pedelist, ce dacă am fost 16? Se pun la socoteală doar 12 voturi. Cunoașteți, vă sună treaba asta cunoscut de aici de acasă. Dar conferința președinților a luat act de aceste încălcări și a decis rezolvarea problemei. Semn că acolo regulile funcționează. După negocieri între coordonatori. Urmarea acestor negocieri, pot să vă spun cu un anumit confort și grad de satisfacție, s-a convenit nu doar redeschiderea petiției, s-au introdus două clauze fără precedent în procedurile Parlamentului European, s-au creat anticorpii ca niciodată în viitor să nu se mai poată întâmpla ce s-a întâmplat. Respectiv,
O petiție se poate introduce în procedură de urgență la solicitarea unui singur europarlamentar și se poate redeschide la solicitarea unui singur europarlamentar, ambele cu decizia coordonatorilor a reprezentanților grupurilor politice. Dincolo de eșecul lamentabil al PDL-ului, care contează mai puțin, aici România a fost încă o dată terpelită, angajată într-un joc murdar. Petiția s-a redeschis, ea va urma toate procedurile. Ce se va întâmpla de aici încolo? Și asta vă interesează pe dumneavoastră, pe toți. Noi vom solicita de data aceasta un răspuns oficial din partea Comisiei Europene. Data trecută Comisia ne-a spus că n-are încă o poziție oficială privind acest document. Vom aștepta în egală măsură votul din Parlamentul Național. Pentru că această strategie trebuie votată în Parlamentul Național. Dacă ar fi să dau un singur mesaj prietenos guvernului, și știți că de mult țin la acest guvern, ar fi ca să scoată acel articol referitor la media ca vulnerabilitate și dosarul s-a închis. Case closed, ca să cităm dintr-un clasic. Însă, dacă nu se va face așa, un lucru este cel. Petiția din România se va discuta în siajul celor 5 petiții din Ungaria. Între timp, la Comisia de Petiții au venit 5 petiții din Ungaria, deocamdată, și acolo lucrurile sunt mult mai serioase, mult mai contundente. Acest episod s-a încheiat cu un succes real pentru jurnaliștii din România și pentru profesia de jurnalist. Mi se pare de-a dreptul fundamental ca autoritățile de la București să înțeleagă că este dăunător pentru credibilitatea minimă a țării să fii angajat în dispute referitoare la ABC-ul Uniunii noastre. Drepturile și libertățile fundamentale, libertatea presei, nu pot fi puse în discuție fără a antrena decredibilizarea unei întregi țări, nu doar a președintelui sau mai nu știu cum. Și închei spunând că dacă Federația Rusă, în pregătirea acestei petiții, și am mai spus acest lucru, dar ca să înțelegeți gravitatea situației, am pus expert să studieze strategia de apărare a Federației Rusă. Să vedem dacă la Putin și Medvedev există această clauză cu presa ca vulnerabilitate. Evident, nu există. S-ar putea ca unii să gândească la fel, dar să fie mai inteligenți ca să nu o scrie, pentru că este un pic idiot să o scrii explicit, agresiv, arogant și să spui sunt musculos și mi-arăt mușchii față de jurnaliști.